Salutare, prieteni! Iată-ne din ăla pescuit, tot pe timp de zi, într-o nouă locație, așa cum v-am obișnuit, și haideți să vedem ce scoatem de aici azi. Haideți că l-am luat, prieteni. A venit primul pește. Am lansat aici în soare. Opa, hai, stai. Și primul pește ce e? Un strap. Da. A venit primul strap. Ia uitați, vei, stai, să-mi pun și eu lanseta asta să nu cadă. A venit primul strap, prieteni. Hai să le liberăm. Asta fix în soare, acolo mă așteptam să-l iau de la umbră, dar nu. Ia, așa, să-i facem și o poză. Și să le liberăm. Primul pește, în primele 15 minute de când am ajuns aici. Hai să-i dăm și drumul. Da, fugi, tinere. Gata, s-a dus. Hai să continuăm. Văd că sunt ceva oameni pe malul de vis-a-vis la staționar. Sunt 5 pescari deja, ceea ce e bine, mă surprinde. Dau la vargă. Mă, fugi de aici. Fugi de aici, gușterule, să nu-mi intri în rucsac că te mănânc. Uite, mă, eu și o pârlă lângă rucsacul meu pe aici. Pleacă de aici. De unde ai apărut tu, măi? Uite, mă, l-am luat. Hai. Vai, dar ce am luat, mă, de așa mic? Vai, prieteni, deci e cel mai mic strap din viața mea, incredibil, cel mai mic strap din viața mea, cel mai mic strap din viața mea, n-am prins niciodată așa ceva, hai să-i dăm drumul repede, că e păcat de el. Incredibil cum a putut să atace asta guma aia mare. Hai, fugi. Doamne ferește, așa strap, mă, adică trebuie să fiu cu ochii pe șopârla asta, că era pe aici, să nu mi se strecoare pe undeva prin rucsac. Uite-l, mă, la mamă. Ăsta e biban. A, l-am scăpat, nu cred. Nu cred că l-am scăpat, mă. Fa, l-am scăpat din cârlig. Uite-l, la mamă. Iar l-am scăpat. Doi pești am scăpat la rând. Ce se întâmplă, mă, de nu se înțeapă bine? Doi bibani am scăpat, măricei. Doamne ferește. Nu înțeleg de ce nu se înțeapă cum trebuie. S-o fi tocit cârligul ăsta? Nu pare. Haideți că l-am luat, prieteni. L-am păcălit din mal de aici, în sfârșit. Am scos microfonul, sper să ne auzim destul de bine. O să vorbesc eu un pic mai tare. Am luat un bibănel. Noroc că am găsit o creatură din aia ruptă, făcută praf prin ghiozdan, că nu mai aveam de genul ăsta la mine. Am uitat să-mi pun într-o sat. Nu, dă drumul la gumă. Da. Ăsta e bibănelul. Hai, stai, puștile, să-ți fac și o poză. A venit, mă, la creatura. La altceva n-au vrut. Hai, sper că ne auzim. Fugi, puștulică. Hai, du-te, fata mai mare. Gata, s-a dus. Haideți că l-am luat, prieteni. Am mai luat unul. Sper să nu mai scap și pe ăsta, că am scăpat vreo 4 până acum. Hai, puștulicule. Ce faci, măi? Te-ai gândit să vii la mine? Da, încă un bibănel. Ăsta e. Sunt de activi așa, dar au scăpat. Mi-au scăpat vreo 4, v-am zis. Ha. Să-i dăm și drumul ăsta micu. Da, ăsta e frumușel. Mă rog, micu-s, dar e simpatic. Hai, fugi. S-a dus, gata. Deci, am prins 3 pești, dar am scăpat încă 4. Hai, continuăm. Haideți că las camera pornită. Am lăsat-o la încărcat puțin. Să mă asigur că mi-ajunge bateria. Și o să pescuiesc de acum înainte cu camera pornită. Să ne auzim și noi bine, totuși să fie microfonul ok. Uite, încă unul. Am mai luat unul la următoare lansare. Ia, vedeți voi. Am mai luat unul. Ha, ha. Am mai luat un bibănel și ăsta e frumușel. Ha, ha. Ia uitați, vedea, s-a încurcat. Ia uite, mă, te-ai încurcat cu montura mea. Ce ai făcut-o? Ei, m-ai înțepat, măi. Încă un bibănel micuț. Din același loc, la următoarea lansare. Hai că a început să meargă treaba. Gata, l-am și eliberat pe ăsta micu. Hai, îi facem și lui ăsta o poză
Și îi dăm drumul, tot sper la ceva mai mare, mai frumos. Hai că am început să prind pești, gata. Am luat pește după pește. Hai, fugi mai. S-a dus și ăsta. Haha, începe activitatea, gata. Nu prea mai vrea guma asta să stea pe cărlică, e cam jumulită. V-am zis că o mai aveam prin rucsac, pentru că am uitat să-mi pun în trusă tipul ăsta de gume, mă gândeam că mai am. Am plecat pe grabă și pescuiesc cu asta, ruptă, făcută praf, dar uite că prim pește cu ea. Ia, uite, încă unul. La următoarea lansare am mai luat unul, prieteni. He, he, și ăsta e mai măricel. Ia uitați voi. Ai, l-am scăpat, na. A, na, că l-am scăpat. Hai să continuăm, ce să fac. Am scăpat 5 pești până acum. Nu știu de ce nu se înțeapă bine, probabil din cauza vântului, că face firul burtă și nu înțep eu prea tare, nu știu. Uite-l, l-am luat. L-am luat, mă. E, și măricel. Nu, iar l-am scăpat. Deci nu înțeleg de ce îl scapă, frate, bă. Al șaselea biban scăpat și ăsta era mare și ăsta. Nu știu cum numai pe ăștia mari scapă. Acum am avut și frâna mai moale. Nu înțeleg unde greșesc. Cârligul e nou. Chiar nu înțeleg de ce îi scap. Nu, e din cauza vântului. Îmi face burtă și nu pot să-i înțep. Nu pot să-i înțep ca lumea. Ia să vedem. Vine ceva? Că m-am mutat din partea aia. Și în drum spre metro mai dau așa. Să văd ce mai scot. Dacă mai scot, dar eu zic că scot ceva totuși. Uite-l. Uite-l, mă, l-am luat, mă. Hai, mă, sper să nu mai scape. Uite, și ăsta e măricel, că trage frumos. Hai. Hai, hai, hai. Am luat un biban mare, în sfârșit, hai, nu scăpa, nu scăpa, am scăpat 6 ca tine azi, gata, am luat un biban gras, ha, ha, 6 ca tine am scăpat azi, mă, dacă mai scăpa și ăsta, nu știu ce făceam. Ia uite, mă, ce ataca, mă, stai cu minte, stai. Ia uitați voi biban grăsuț aici, am scăpat ca tine, prietene, azi, o mulțime, ia uitați biban frumos. Dar nu e lumină aici, ia. Ia uitați biban frumos aici. Și gras. Ha, ha. Ce a venit el, mă. Din păcate nu e suficientă lumină să vi-l arăt mai bine, dar ăsta e, da? Frumușel. Hai să-i dăm și drumul. Fugi, puștulică. Hai. A atacat frumos, ce să mai. Hai, du-te, grăsane. Fugi. Așa, da, mă, m-am revanșat pentru oia scăpați. Hai că mai dau, poate mai scot. Vedeți voi, dacă nu mai face firul burtă, înțep mai bine. Da, deci pentru situațiile în care bate vântul trebuie un fir mult mai subțire, deși ăsta e de 6 libre, îmi trebuie unul de 5. E cam gros. Și când bate vântul un pic, dacă adie, mă enervează rău. Uite-l, 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 uite-l. Hai, hai că nu mai scap. Hai că nu te mai scap, prietene. Hai, sus. Încă un bibănel. Așa, da. Da, doar că e umbră aici. Și nu o să se vadă foarte bine, dar ăsta e. A venit, mă. Hai că au venit bibănei. Într-un final îi păcălesc și azi. Frumușel. Hai, să-i dăm drumul. Gata, puștulică, fugi. Fugi, măi. Uite așa, du-te acolo. Da, ce repede ai fugit tu, mă. Hai să vedem ce mai luăm. E ruptă guma asta, e făcută praf. De lor nu mai stă în cărlig și când o lansez, iese de pe cărlig. Și n-am nici super glue din ăla la mine. Și dau cu ea așa, că alta nu mai am la mine. Am plecat pe grabă. Și nu mi-am dat seama că am rămas fără gume din astea în trusă. Uite-l. Uite-l, mă, cât de fin a atacat, mă, nu-mi vine să cred. Hai, nu scăpa. Cât de fin a atacat, abia am simțit atacul. Ia uite, mă, te-ai răsucit pe după fir, mă, nebunule. Ia uite și tu. Ia uite. Cât de fin ai atacat. Doamne, abia l-am simțit, prietene, atacul ăsta. A atacat foarte fin. Da, încă un bibănel. Încă un bibănel micuț așa.
Dar măcar a venit. Hai să-i dăm drumul. Ce fin a atacat ăsta mic. Fugi. Gata, s-a dus. Ce scoate atacurile astea fine pe ei? A sărit un pește foarte mare în fața mea. Nu știu ce a fost, dar e mare. Uite-l, uite-l. Uite-l, mă, încă un atac la fel de fin. Și ăsta e mai măricel. O, ce firia. O, e măricel, e măricel. E un biban gras. Da, ataca fin, mă, și ăsta mare. Ia uite-ți. Oho, am mai luat un bibănoi frumos. Un bibănoi gras. Mă, dar ce se întâmplă de atac atât de fin? Chiar și ăștia mari. Am luat vreo 5 de când am venit aici. Da. Încă un bibănel frumos. Măricel și ăsta. Hai să-i dăm drum. Fugi, măi, puștulică. Dar atacă foarte fin azi. Nu știu ce e cu ei. Gata. S-a adus și ăsta. Dacă te pui în fața mea, nene, dacă te pui în fața mea, că ți-am zis eu că prind pește aici, nu prea e frumos. S-a pus la 2 metri de mine și își înfige crăcanele în pământ. E incredibil. Cum o să te pui la 2 metri de mine? Că ai văzut tu că am prins. Doamne ferește. Uite-l, uite-l că l-am luat. Mă, dar ce se mă cu atacurile astea așa fine? Deci nu-mi vine să cred. Ei, ăsta e un stram mic. Ăsta e un stram micuț. Dar atacuri, Doamne ferește. Ce naiba că în partidele trecute până și ăștia mici atacau în ultimul hal? Da. Stai cu minte. Un stram micuț. Hai să-i fac o poză și îi dăm drumul, că e prea mic. Oricum îi dădeam drumul, dar zic așa, să nu-l țin mult. Gata. Prieteni, nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut și până data viitoare, vă salut!